și pașa stărea, își găsește o casă acolo și îl duni ca un cuib unde își pune pui. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferește pe cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Amin. Amin. Mă rog să ocupați locurile și cu toții să spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Când am intrat în biserică, am primit din partea Domnului acest îndemn să vorbesc despre valoarea casei lui Dumnezeu. Și fratele vostru mi-a spus, Fratele Cristi, numai ce am terminat cu inaugurarea, cu renovarea. Și astăzi ne bucurăm aici. Acum nu știu, aveți oameni vechi în blocaj nou sau oameni noi într-o biserică nouă? Știți? Dea Domnul să fim oameni noi într-o biserică nouă. Dragii mei, e foarte fain să mai facem renovare la biserică. Și noi am făcut anul ăsta o renovare de 3 luni de zile cu 17 echipe de muncitori. A fost un lucru greu. La fel ca și la voi de 14 ani nu s-a făcut nimic. Dar știți ce m-am gândit? Că ar trebui făcută și o renovare în inimile noastre. Amin! E tare multă mizerie. E tare mult molos pe acolo. E tare mult praf pe acolo. Am observat ceva foarte interesant, că atunci când nu mai avem anumite lucruri, atunci le prețuim. Am văzut copii care își pierd părinții și a căror părinți au plecat în viață și se dădeau cu capul de sicriu. Dar când erau părinți în viață, nu le dădea nici măcar un telefon. Aleluia! Mă înțelegeți? Aleluia! Dar zice, să vadă vecinii că mi-a părut rău că a plecat maică mea. E cam târziu să se pare rău atunci, știți? Am observat că ne pierdem sănătate. Și atunci când nu mai avem, atunci ne pare rău după ea. Dar câte vreme am avut-o, mă uitam acum într-o zi pe Instagram și o fată de 9 ani scria, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aia. Aleluia! Păi alții au granit în casă și nu-i mulțumesc Dumnezeu. Și o fată de 11-12 ani o zis, îi mulțumesc Domnului pentru aia. Că un om care nu mai poate respira știe ceva la nostru aer, nu? Dragii mei, nu știu când v-ați rugat Domnul să-i mulțumiți pentru locul de muncă, dar am văzut că atunci când nu-l mai avem, suntem tare disperați. Nu știu cât ați mulțumit Domnului pentru vecinii voștri, pentru colegii voștri, pentru cei care vă blastămă și vă plinonez, că ăia vă simt pe genunchi. Amin. Că dacă am avea numai aplauze lângă noi, am fi deja în iad. Știți? Că aplauzele... Am observat ceva, am spus Domnul săptămâna trecută ceva. O să scrie, trebuie să înțelegi un lucru. Eu înainte să fac pe cineva, mai întâi fac cu nimeni. Aleluia, Domn. Și diavolul face exact invers. Înainte să te facă un nimeni, te face cineva. Și când te zdrobește și te aruncă jos de acolo, nu te mai găsesc ăștia în praf. Nu mai vine să mă fac eu astăzi un nimeni. Aleluia, Domn. Și el o să mă facă cineva. Aleluia. 40 de ani, Dumnezeu l-a învățat pe Moise să fie blând. 40 de ani Dumnezeu a făcut teologie cu Moise. Și după aceea, după ce a devenit un nimeni Moise, Dumnezeu a făcut cineva. Și a arătat la toată lumea asta ce poate face cu un nimeni. Psalmul ăsta care vi l-am citit a fost scris de fiul lui Core când erau în robie. Când erau departe de casa Domnului. Și știți ce spuneau ei aici? Ah! Altarul tale, Doamne, eu știu. Dacă citiți în Psalmul 137, spun cei plecați acolo pe malurile lui Babilonul și de-am jos. Și plângeam. Am observat că, iubiții mei, păzim și noi ca fiul lui Core. Înțelegem valoarea casei lui Dumnezeu când nu mai putem să ajungem acolo. Întrebați-i pe aia care îți la ATI ce munci ar dori să mai prindă slujba. Păi nu se uită că n-are nu știu ce cămaș Armani, că n-are parfum, predicatorul, că e prea cald. Să vedeți în ea ce cald o să fie. Nu vă doresc să vedeți ce cald o să fie. Acolo când ajungi în ea nu mai e pretenție. Aia care sunt în spitala astăzi nu mai au pretenție, ar da orice să mai prindă o slujbă. Și tu astăzi ai harul să prindă o slujbă aici. Iubiții mei, mesajul din seara asta nu are alt scop decât să vă facă să înțelegeți că n-ar trebui să veniți la biserică numai când sunt musafiri. Aș bucura să fie așa plin totdeauna. Amin. Foarte mulți întreabă, frate Cristi, cine o să vină duminică la noi la biserică? Mă întreabă cei de la noi la biserică. Să văd dacă are rost să vin sau nu. Dar tot trebuie că trebuie să facem pe WhatsApp anunțuri, că așa nu mai vin oameni. La voi nu, așa numai la noi, așa.
Iubiții-mi, eu acum când voi ieși de aici, eu nu o să spun pe nevastă ca să zic, dragă, cine o vin la noi acasă? Carbonarul să vin, dacă aveam ceva pus în fire, carbonarul să mă duc. Păi eu cu soția mea am făcut legământ. Ea, dacă e acasă, mă duc acasă, nu? Eu am făcut legământ cu Domnul, eu putem mai prezent aici. Aleluia, aleluia, nu mai aștept să văd cine mai vine ca să vin. Păi dacă El e prezent, e suficient. Iubiții mei, auzim expresia asta astăzi, că ar trebui să nu mai construim biserici și să facem spitale. Ce ne spune aștept? Să nu mai facem biserici, să facem spitale. Eu vă dau o veste bună astăzi. Tocmai ați renovat un spital. Asta e cel mai bun spital, biserică. Că știți clar ce am observat? Dacă ești bolnav de cancer, de diabet, de COVID, de orice, și trăiești în sfințenie, dacă mor la lapte, mere în rai. Și dacă ești sănătos, tun. Și trăiești un păcat și mor la noapte, meri în iad. Aici, în biserică, Domnul e prezent. Și încă caută oameni care să zică, sunt bolnavi. Și ce am observat foarte mult? Că foarte mult zice, mă, predica asta era bună pentru soacră mea, păcat că nu fac la biserică. Bă, dacă era ea foarte faină. Predica asta era bună pentru cumnatul meu, ăla care tot timpul fură motorină și... Bă, Domnule, dacă era la... Nu, predica asta nu-i pentru ei, predica asta-i pentru tine. Pentru tine. Când ești la ATI internat sau la reanimare și vine doctorul cu medicamentul, nu-i spui, ăsta e bun pentru soacră. Nu-i spui asta. Asta e bun pentru mine. Asta e bun pentru mine. Iubiții mei, în seara asta vreau să ne uităm să vedem ce este casa Domnului. Că mulți vin la biserică ca la piață. Nu știu, nu știu pentru ce vin. Bă, zice, mă duc să clintesc ochii, să văd dacă merg, să cadă ceva. Nu știu. Iubiții mei, când venim la biserică, în primul rând trebuie să înțelegem că acest loc, această casă, este un loc al rugăciunii. Amin. Și Biblia spune în Isaia 5, 6 cu 7, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Am observat ceva la voi interesant și am văzut și în alte biserici. Cântați foarte tare. Dar dacă v-ați și rugat, cum ați cântat de tare, tare bine. Tare bine. Nu știu cum se face, că la meci, unii, sper că nu ai voștri, tare strigă. Dacă nu trebuie să strigă la rugăciune, nu mai strigă nimeni. Iubiții mei, spunea o cântare, când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. Eu am venit în seara asta aici ca să mă întâlnesc cu El. Amin. Și Biblia spune și Domnul spune, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Luca 2:37, auziți ce făcea o văduvă, avea 84 de ani văduva asta. Nu se depărta de templu. Și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Vreau să vă spun că biserica adevărată nu se vede seara asta. Biserica adevărată se vede când aveți rugăciune aici. Aia e biserica adevărată. Când nu-s musafiri, când nu-s cântăreți, când nu-s predicatori, atunci vin numai aia sincer. Știți? Vin numai aia sincer. Iubiții mei, în seara asta, Dumnezeu să ne spună că această casă e o casă de rugăciune. Nu știu ce probleme ai, nu știu ce gânduri te frământ, dar am observat că atunci când avem probleme, le punem la WhatsApp la stare. Atunci când avem probleme, am observat că vorbim cu vecinii. Și ăia merg, pun TV-ul și vorbesc cu alții. Ați înțeles? Și nu mă auzi că în loc că ți-ai rupt mâna, deja ești în coma. Că oamenii asta fac, numai aduc nămiciuni. Am un sfat pentru voi în seara asta. Atunci când ai probleme, vină la casa Domnului. Amin. Și spune lui Dumnezeu ce te apasă. Spune lui Dumnezeu greutățile prin care treci. Spune Biblia că în Samuel era o femeie, o mamă pe nume Ana. Și avea lângă ea o femeie pe nume Penina, care tot timpul o înțeva. Nu știu la voi câte surori sunt care sunt Penina și câte sunt care sunt Ana. Nu știu. Dar am văzut că este Duhul ăsta demonic de înțepături. Și să țapă una pe alta. Că aia știe mai bine engleză copilul ei decât al meu. Că are soțul nu știu ce mașină mai faină decât soțul meu. Și mereu să țapă. Vreau să vă spun că Penina, femeia care înțeapă, nu a avut un copil de la Domnul care Domnul să stea de acolo. Gândiți-vă la asta. Însă Ana, atunci când a fost înțepată, nu a mers la păstor să zică, vă-ați păstor, haideți la mine acasă. Și spuneți-mi câteva la nesimțită asta, că uite ce facem, mă înțapă în fiecare zi, nu. Ana, atunci când a fost înțepată, o mărți la Domnul. Așa că vreau să vă spun astăzi că mamele care vorbesc cu Dumnezeu
vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi. Amin. Nu știu ce ac ai acasă astăzi, da? Dacă tot ai acasă, te sfătuiesc să pui și ață la el. Și să faci haine la săraci. Ai văzut că la o fată i-a rămas fusta scurtă la biserică, o crescut? Fă-i una în numele Domnului, mai Domnule. Ai văzut că zic șuror la mine, nu bărbați. Așa încă zic. Iubiții mei, nu spun doar la mine cuvintele astea. Dar prea mulți dintre noi avem ace acasă, dar trebuie să le punem și ață. Așa am făcut Abita. Uitați-vă când a murit pe Nina, nu scrie Biblie pe ea voastră. Cred că s-a bucurat, nu când moare unul din biserică care te înțeapă, cred că de cum nu a plecat. Dar când a murit Abita, femeie care a pus ață la Ana și a făcut haine, era plin la biserică, ca așa nu mai era de plină biserică. Și pe Paul era numai haine, numai haine. Și a zis, ce-s cu hainele așa, a zis Petru? Și au zis femeile, Tabita a avut și ață și ac și mi-a făcut haine. Și au zis, vrem ca Tabita să învie. Știți cineva va avea parte de înviere? De întâia înviere. Aia care a făcut haine la sărăci. Aia care a legat rând. Aia care a făcut sacrificiu. Nu pe Nina, nu oamenii care înțapă, nu oamenii care bărfesc, nu aia care înjură. Faceți ca și anul în seara asta. Dacă te-o înțăpa cineva, nu mai publica pe YouTube. Dacă te înțepa cineva, nu te mai plânge la unul sau la altul. Vine în casă Domnului și spune, Doamne, atâtea înțepături am, că numai Tu poți să mi le vindezi. Și este Dumnezeu care vindecă. Și vreau să mai spun ceva. Atunci când Ana a venit, după un an de zile mai târziu, a venit cu Samuel la templu. Dacă Dumnezeu ți-a vindecat înțepăturile, adă-L pe Samuel cu tine la biserică. Amin. Că mulți ați venit în seara asta și copiii voștri sunt acasă pe tablete. Asta spune Domnul să vă zic. Și nu-i bine lucrul ăsta. Nu-i bine lucrul ăsta. El-i calabre, hato, șpare. Aleluia! A venit Samuel la Isai și a zis, Isai, ăștia-și toți prorocii. Nu zice, mai este unul la oi. Chiar nu și pe ăla, zice. Să fim toți aici împreună. Așa e frumos. Nu, eu plec și prorocul meu rămâne jos, cu tableta. Nu, luați-vă și copiii cu voi. Luați-vă și copiii cu voi. Și rugați-vă mântuire. Pentru că dacă tu ca și mamă te rogi astăzi și vorbești cu Dumnezeu într-o zi, copilul tău va auzi o voce și nu va fi vocea telefonului, ci va fi vocea lui Dumnezeu, care va striga Samuel, Samuel. Vorbește, Doamne. Rogi-te. Ascult. Știți ce mai e casa asta? Mai e un loc la binecuvântări. Binecuvântat să fie ceea ce vine în numele Domnului. Amin. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Știți, așa mă bucur că cineva îmi trimite un mesaj. Cristi zice, sunt în biserică și mă rog pentru tine. Asta e mare lucru. Amin. Da? Că să zică, bă, vă binecuvântez din mol, de la șaoarmă. Păi da, nu aștept cu nimic. Binecuvântează-mă de aici. Amin. Da? Te binecuvântez din casa Domnului. Psalmul 133:1. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Și ultimul verset spune că acolo, unde? În casa Domnului, unde locuiesc frații împreună. Ce de Domnul? Binecuvântare. Nu vă doresc ca ceva să arată decât atunci când ieșiți pe ușa asta, să plecați cu Dumnezeu. Amin. Că aici e prezent Domnul. Amin. Iubiții mei, pentru aia venim cu prunce la 6, 7, 8, 9 săptămâni. Venim cu ei la biserică și îi punem în brațul Domnului și îi ducem la binecuvântare. Că vrea ca fața Domnului să strălucească peste ei. Voi nu vedeți în ce vreme trăim. Voi nu vedeți că nu mai avem oameni în România care să stea în picioare. Aleluia. Pentru adevăr, pentru Dumnezeu. Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu la căsătorie. Cu 40 de familii care au divorțat, am stat de vorbă în ultimele 4 luni de zile. Poate e puțin, mult e puțin. 40 de familii. Știți de ce? Că nu mai au binecuvântarea Domnului. Au mașină, au bani, au telefon. Dar aștia nu sunt familia împreună. Aștia nu sunt familia împreună. Ceea ce ține familia împreună e prezentul lui Dumnezeu. Uitați-vă bine. Asta ține familia împreună. M-a scris o femeie și a zis, Domnul Cristi, bărbatul meu a fugit cu una și m-a lăsat. Și a zis, Domnul, întreabă când a făcut nunta, unde a fost? În casa mea? Și am întrebat-o și a zis, nu, nu, nu.
nu m-am dus pe la biserică de-a numărul meu. Păi, auzi, dacă faci alegeri fără Dumnezeu în viață, de ce atunci când o dai în bară, tot lui ești poți ochii? Păi am zis, dacă nu ai venit cu bărbatul tău aici, în fața Domnului, să-mi genunchiezi și el să jure aici, de față cu slujitorii, cu Dumnezeu, să spună un da, cum de ți-ai dat trupul în mâinile banditului ăla? Și câte fete nu fac lucrul ăsta? Păi dacă el nu vine la biserică, dacă lui nu e frică de Dumnezeu, că să se fie frică de tine, să da cineva așa. Iubiții mei, aici dă Domnul binecuvântare. Amin. Dacă ai nevoie de binecuvântare, nu mai căuta pe Facebook. Dacă ai nevoie de binecuvântare, nu mai căuta la mall, în Târgu Mureș. Vino aici în Casa Domnului. Vrei ca și soră, ca și fată, un băiat serios. Vino aici la rugăciune și vezi care băieți vine la rugăciune. Că ea serios. Restul, îți șmecheraș. Atât îți. Cu telefoane faine, cu gel, cu muști și cu Dumnezeu zero. Ce mai mult zic ei. Doamne, ai milă în seara asta. Amin. Și fă o schimbare. Sunteți mulți părinți în seara asta aici. Amin. Și vreau să vă spun ce îmi spune Domnul să vă zic. Nu puteți cere la copiii voștri să fie ceea ce voi nu sunteți. Amin. Nu puteți să zic la copilul meu. În seara asta se merge la biserică. Eu stau și mă uit la Real Madrid cu Barcelona. Că nu o să mă creadă. Nu o să mă creadă. Eu nu vreau să fac aici sondaje și interviuri în seara asta. Dar spune Domnul să vă zic, acum spune, săptămâna asta, de câte ori vă surprins copiii ce țin de mine? Amin, de câte ori ți-ai strâns familia la rugăciune săptămâna asta? Aleluia! Că nu o să ai pe Dumnezeu, o zis Tozer, un om care o stă mai mult pe genunchi decât în picioare, nu o să l-ai pe Dumnezeu aici dacă nu l-ai acasă. Eu nu pot să am un Dumnezeu care auzi acasă, singur, cu diavolul și aici cu el. Nu. O zi Dumnezeu ori tot, ori nimic. Dragii mei, mulți vor binecuvântarea Domnului, dar puțin rămân sub binecuvântare. Spune-mi Psalmul 90 și 1 și vă o să citesc neapărat. Când vreau să greșesc? Cel ce stă unde vrea el. Nu. Cel ce stă sub ocrotirea celui de la și se odihnește la umbra celor tot puternic, zice. Dacă zici și nu stai, zici deja rău. Eu i-am spus la pruncul meu, când dai cu bicicleta la 6-6 copii ai mei, mi-am spus așa, când dai cu bicicleta, ești aici în curte. Dacă merg la 2 km și cază în șans, tu deja mă zici, că tu nu mai ești unde trebuie. Atunci vreau ce spun. Foarte mult zic, dar nu mai sunt tu de Dumnezeu, eu binecuvântat. Dacă aici ai fost la binecuvântare, dacă aici te-ai chemat Dumnezeu să-ți dea binecuvântarea mântuirii, de ce nu ești aici tot timpul? Aleluia! Aici nu e binecuvântare. 3. Ce mai este casa Domnului? Un loc unde se prezintă Dumnezeu. Amin. 2 Corinteni 5:14. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Știți unde este prezintă Domnul, iubiții mei? Acolo unde sunt lacrimi de pocăință. Acolo unde este smerenie. Acolo unde e dorință să mă întâlnesc cu Domnul. Nu cu Hristi Boariu, nu cu alții, ci cu Domnul. Ascultă-mă ce spun în seara asta. Unii veți pleca de aici exact cum v-ați întors. Și alții veți pleca schimbați. Deși Domnul e prezent pentru fiecare, trebuie să avem și noi inima deschisă. Eram într-o zi în județul Petroșani, la o biserică și la final am văzut că un băiat plângea undeva la 6 ani jumate spre 7-le. M-am dus lângă el, am luat după cap și am zis, de ce plângi? Am văzut că l-o fi lovit careva, că fi luat careva în jucăria. De ce poți să plângă copiii la 7-le? Și ce m-a zis? Plâng pentru că în seara asta te desfie în ziua. 6 ani jumate? Plâng pentru că în seara asta mi-a mișcat Dumnezeu viața. Și m-am uitat, bă, 6 ani jumate. Și alții la 30 de ani stăteau pe telefon și nu le păsa de predică. Și un copil de 6 ani a zis, l-am simțit pe Dumnezeu prezent. Aleluia! În altă zi, acum vreo 2 săptămâni, eu lucrez seara așa cum am stat aici, față în față cu voi, eram în conferință cu șeful, pentru aia am și întârziat.
Și am ajuns numai la 7:30 la biserică, la noi joi. Am reușit să fug de la serviciu, să scap prea rapid. Era la ora 8 să termina. S-a uitat omul la mine, fii atent la ce oră vine pastorul nostru la biserică. Cu judecată, cu bârfă. Dar eu am venit cu sete. Atunci când vii cu sete, nu te interesează la cine te judecă. Amin. Eu am zis, dacă prind jumătate de oră, eu sunt cu prost. Că alții au 2 ore, dar nu, au plecat acasă fără nimic. Convenim să facă prezența. Să vadă comitetul ce am venit, să nu poată să zică nimic. Dar totuși am plecat acasă. Și m-am pus cu băiatul meu, cu Ianis, lângă mine. Și în jumătatea aia de oră am ascultat cuvântul, la final s-a fost o rugăciune puternică. Și eu plângeam și propriu plângeam. Așa s-a prezentat Domnul. Aia care m-a judecat nu plângeau, aia erau două copii uscați. Și am plecat acasă, când am uitat cu mașina, am zis, Ianis, cum a fost în seara asta? Și-o zis, tati, dacă se făcea chemare, eu eram plin în față. Cum să fie? O să zicem, o merita, tati, o merita. Pentru jumătate de oră în prezența Domnului, o merita. Iubiții mei, atunci când Dumnezeu se prezintă, îți țin. N-ai cum să stai, e stare de viață, nu? Atunci când Dumnezeu se prezintă, simți că El coboară. Știi de ce nu simți pe Domnul? Din cauza păcatului. Da. Dați la o parte orice piedică, pentru că păcatele voastre bun când se le despărțire între voi și Dumnezeu. Nu. Eu nu pot să stau de vorbă cu nevastă mea, ea într-o cameră, eu în altă. Și urlăm unul la altul și strigă. Nu. Dă la o parte țigul ăla care nu știu care e zic. Dar vreau să mă duc mai departe în mesaj și vreau să răspund la a doua întrebare. Cum ar trebui să vin la casa Domnului? În primul rând ar trebui să venim la casa Domnului cu frică de Dumnezeu. Amin, amin. Auzi ce spune Psalmul 5:7. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închem cu frică în templul tău cel sfânt. Ai avut frică în seara asta? Vă zice, mă duc să mă întâlnesc cu Domnul. Nu cumva să-L supăr cu ceva. Dacă l-am supărat, vreau să mă mărturisesc. Vreau să mă pocăiesc. Nu vin cu gâmba în gură aici. Nu vin cu tricou ambulant, să arăt ce mușcă am eu. Nu parchez mașina pe scări, ultimul model de Rolls Royce, să vadă toți fratele ce am eu. Nu. Aici vin ca să-i spun, uitați-vă la, iubiți mei, când veniți la biserică puteți veni în două moduri, cu binoclu sau cu oglinda. Cu binoclu sau cu oglinda. Când te vii cu binoclu, te uiți la toți, la alții. Fii atent și vezi mărit. Ba, mă zic că s-o ajutat cu nevasta asta, cred că e la un pas de divorț. Și mă te uiți la alții. Când vin cu oglinda, te uiți la tine. Când o mărți fariseul la biserică, o mărți cu binoclu. Așa de mare a văzut păcatele de pamiși lui. Și pe alea lui nu le-a văzut. Că binoclu, când îl întorce acolo și te uiți, aici se vede mic, acolo mare. Cu oglinda invers, te uiți în oglindă, nu mai vezi păstor, nu mai vezi cântăreții. Nu te mai interesează cum e îmbrăcat ăla și ăla. Te uiți la oglindă și vezi că haina ți-e murdară. Și ascultați-mă, știți ce faceți mulți când vă uitați în oglindă și vedeți că haina e murdară? Schimbați oglinda, nu să vă schimbați haina. Dar nu e bine lucrul ăsta. Bă, trebuie să nu mai chem practicatul ăsta, că ne-am spus pe față. Chiar mă unul care să nu ne spune așa pe față. Auzi, nu mai chema prorocul ăla care ne spune de păcat, de împăcare, de să nu mai trăim în ceartă. Cheamă pe ăla care ne-a spus că 3 trepte ne ridică Domnul. Asta place la fire, nu la Domnul. Iubiții mei, în seara asta am venit aici cu frică, nu? Eram copil, aveam, nu știu, undeva la 8-9 ani și la biserica din Aradul ne-am crescut, scria ceva pe scări. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Eu am văzut că se referă la mizerie și când era iarnă, luam mătura și mă curățam foarte bine. M-am dat seama când am crescut mai mare. Că poți să ai pantofii curați și tălpile murdare. Poți să ai hainele curate și inima plină de minciună. Poți să ții nevasta de mână, de ochii păstorului și să stai pe pornografie pe internet. Și ce-am spus acum, n-am spus la voi întâmplări. Sunt aici oameni robiți de Duhul ăsta. Ai milă, Doamne. Și fă o eliberare. Mă vreau să vă spun că Domnul nu vă poate elibera decât dacă vă recunoașteți. Nici un doctor din lumea asta nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Când vii aici, trebuie să vii cu frică. Doamne, cuvântul ăla care l-am spus miercuri nu a fost bun. Telefonul ăla când l-am dat luni nu a fost bun.
Doamne, mă prăbușesc, vreau să aud mocheta asta. Mă prăbușesc și când te prăbușești, simți că coboară Dumnezeu. Amin. Cum ar trebui să vin apoi la biserică? Cu dorința de a lăuda pe Domnul. Nu de a ne lăuda noi între noi. Nu de a lăuda alte lucruri, ci cu dorința de a lăuda pe Domnul. De obicei mei, spune Biblia în Psalmul 109:30, voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul. Îl voi mări în mijlocul mulțimii. Psalmul 8:4, care vi l-am citit, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laudă. Voi nu vedeți că în casele noastre mere YouTube 8 ore pe zi și tu n-ai cântat o cântare acasă cu familia de ani de zile. Nu YouTube-ul e chemat să laude pe Domnul, tu ești chemat să laude. O zici, Domnul, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Dar eu n-am venit să mor pentru pietre, eu am venit să mor pentru voi. Amin. Când vin la biserică, vină cu frică de Domnul, nu mă duc să mă întâlnesc cu El. Dar apoi vreau să mă duc și să-L laud pe El. Vreau să-mi deschid gura la cântare. Vreau să mai spun amin, să mai spun aleluia, când îi derugat să mă rog. Și vreau ca tot ceea ce fac să fac pentru Domnul. Amin. Amin. Și trei, cum ar trebui să mai vin la biserică? Cu bucurie. Știți cum vin unii la biserică? Zici că mă la mormântare. Bă, zice, iar le program, iar le trebuie la ăștia rugăciune. Într-o biserică din Arad, cineva a trimis un bilet la păstor. Frate păstor, iar, dar ce atâta post mă trebuie? Ce atâta biserică mă trebuie? Iubiții mei, atunci când vin în casa Domnului, mă bucur de prezența Lui. Mă bucur că nu s-a pus, pus lacă după biserică. Că știți anul trecut când n-am putut să ne strângem, ce mult ne doream să ne strângem. Și-a zis Domnul în 2007 și eram de față într-o biserică. Vine vremea când doi cu doi nu se fac mai putea strânge. Acum s-a pus lacătul și ne-a lăsat iară. Vine vremea când se vor închide cu toate. Dacă nu ne vom supune religiei mondiale. Și-a zis o cântare, ce-i face în suferință dacă astăzi nu ți aduni răbdare prin credință și har prin rugăciune. Păi ce o să fac singur în celulă, închis pentru Domnul, dacă astăzi cu frații mă pot să mă bucur într-o sală plină? Ce o să fac atunci? Iubiții mei, într-o zi una din fete a venit la mine, la birou, în acasă, într-o cameră în care lucrez, și-o tras tare de scaun. Avea atunci undeva pe la 3-4 ani. Și eu m-am supărat un pic pe ea, că m-o deranjat, m-o tras tare de scaun. Și am zis, ce vrea Elisa? Am dus că vrea bombon, nu știu ce vrea. Și-o zis, tati, vreau să-ți spun ceva. Mami m-a învățat un verset. Zic ce verset? Mă bucur când mi se zice, haide la casa ta. Mă uitam așa, parcă mă fărușuie de mine. Un copil să se bucure. Și noi de multe ori suntem triști. Iubiții mei, când Domnului, că-și mi-a făcut mult bine. O să mă întrebi poate vecini sau celălalt care a rămas acasă, tati, unde ai fost în seara la privechi? Nu. Am fost la bucurie cu Domnului. Asta nu înseamnă că râd, asta nu înseamnă că zâmbesc sau că spun bancuri. Cele mai frumoase bucurii spun lacrimi. Cele mai frumoase bucurii când coboară Domnul. Mă duc mai departe spunându-vă 4 minuni care se întâmplă în casa lui Dumnezeu. 4 minuni care se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Ca să vedeți că merită să vii la casa lui Dumnezeu. Și toate aceste minuni s-au întâmplat în vremea Domnului Iisus, când Iisus Hristos era în templu. 1. Iisus vindecă pe orbi în templu. Matei 21 cu 14, niște orbi au venit la el la templu și el i-a vindecat. Și o să spui, frate Cristi, aici ai dat tombare. Când a intrat pe ușa aia, pe holul ăla plin, trebuia să vezi că nu-i nimeni cu ochelari de soare care încearcă să se ascundă, că nu vede. Trebuia să te uiți că nu sunt orbi aici. Ba, sunt foarte mulți orbi aici. Sunt mulți orbi. Cei care nu mai văd binele pe care Domnul îl face. Ăla-i orb. Ăla-i orb. Nu dă orbi fizici mi-e greu astăzi. Nu dă orbi aia mi-e greu astăzi. Că avem și una de cu o soră oarbă, complet oarbă. Știți ce făceam acum 3 luni? 3 luni jumate. O vin la biserică cu stocitoarea, cu ouă, cu făină. Și cu fată de mână. Și o întrebat la administratorul, ce faci? Tu, oarbă, când nu-i problema la biserică cu oalea în mână, ce faci? Și-o zis, frate Dani, am venit să fac tăițerea familiei cu mulți copii. Știți ce m-am dat asta? Când am auzit asta, m-am dat asta pe un stop și ea vede. Cum poate un om să vadă mamele cu mulți copii, ca
care au nevoie de niște atenție. Aleluia. Dacă nu prin Duhul Sfânt. Amin. Pentru aia au zis ăștia către Iisus, doar nu fi și noi ori. Și au zis, Doamne, ba da, voi sunteți cei mai mari ori care am întâlnit în viața asta. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne deschidem ochii. Îmi scria un frate nu departe de voi de aici. Unitatea Cristi tocmai am ieșit din operație. Și mă așteptam să fie soția mea lângă mine în spital. Și nu era lângă mine în spital. Și când am sunat-o, a zis, nu vreau să mai aud de tine, am plecat cu altcineva. Ați văzut astea femeile oarbe, care nu mai vede în soțul ei, cel cu care a făcut legământul, binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate are nevoie de vindecare astăzi. Că adevărata orbire nu e la ochii fizici, adevărata orbire e la ochii spirituale. O, câți oameni orbesc. Oameni care nu văd nimic bun la soțul lui, la soția lui. Nu mai văd nimic bun. Oameni care văd numai ce vor ei să vadă. Nu mai văd bun nimic la păstor, nimic la comitier. Mi-a spus Domnul astăzi Cristul, următorul lucru pe care să-l spui, da, pe internet și pe unde mai mergi. Spune-le la aia care dau cu noroi, că mâinile le rămân murdare după ce umblă cu noroi. Că nu pot să iau noroi, să dau un tos de aici care îți prezenți și să vă arăt că mâinile mele sunt curate. Nu pot să mă ocup cu bârfa decât dacă sunt bârfitor. Nu pot să mă ocup cu blestemele dacă sunt plin de Duhul Sfânt. Înseamnă că sunt blestemat. Pentru aia mă ocup cu blestem. Spunea cineva la un moment dat, mama, a scăpat, zice, cu o vorbă, nu trebuie să mă scap. Mă, nu te-ai scăpat, că aia era acolo. Că dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu binecuvântare. Amin. Iubiții mei, în seara asta avem nevoie ca Dumnezeu să ne mai deschide ochii. Amin. Vă dau o veste, spune Dumnezeu, vindică orb și astăzi. Amin. Mergeam mulțime după Iisus și nu striga aproape nimeni, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine? Că cei mai mulți aveau nevoie de stomac plin. Și merge Iisus cu Ierihon, în Marcu 10. Și pe marginea unui șanț stătea un orb. Și m-am întrebat de ani de zile, de ce Iisus, de ce orbul ăla? Am zis, Doamne, dăm un euro, dăm niște lei. Că omul ăla nu vedea. De ce nu zici, Doamne, am nevoie de o mașină, de o casă? Auzi ce spune orbul. Ceva ce aia care vedeam nu spuneau. Iisus e Fiul lui David. Ai milă de mine. El o știu că dacă oamenii îți dau un leu, a doua zi ești tot în șanță. Că ai nevoie de al doilea. Dacă Domnul îți dă milă, a doua zi ești în biserică. Amin. Și ăștia încercau să tacă. Că dacă strigi la rugăciune astăzi, de ce altă oamenii să tați? Nu lasă mai încerc și te să ieși de vedeți. Dacă vii la biserică regulat, oamenii au treabă cu tine. Dar unde merg, mă? La pași la răciun numai. Mai mult rău, ce spun oamenii. Și îl certeau mult să tacă. Dar el și mai tare striga. Iisus e Fiul lui David. Are milă de mine. Știți că era ultima dată când Iisus așa cum era bun. Coștiu Bartimeu, astăzi e șansa mea ultima. Și s-a oprit Iisus și a zis, chemați-l la mine. Chemați-l la mine. Și spune corpul, o lepădat haina și au aruncat haina și au venit la Iisus. Atunci când vii la Iisus și vrei să fii vindecat, trebuie să vii să arunci hainele tale vechi și păcatele tale. Și să spun, Doamne, vreau o haină nouă astăzi. Și vreau să vă spun încheierea pasajului. Îi spune Iisus după ce-l vindecă, zice, ești liber, poți să pleci, du-te. Și spune textul așa, și orbul nu s-a dus de la Iisus, s-a dus după Iisus. O zis Iisus Hristos, ești liber să mergi, să pleci. Nu e nicio problemă dacă mergi, pentru că tu până azi ai fost orb. Du-te, faci o familie, ia-ți o casă, o mașină, un loc de muncă. Și orbul s-a uitat la Iisus și a spus, Doamne, când mi s-a deschis ochii, primul lucru, prima persoană pe care am văzut-o, nu a fost un bitcoin, nu a fost un telefon, nu a fost un guvernant, nu a fost o persoană din România sau din Israel. Prima persoană pe care am văzut-o ai fost tu, Doamne. Eu vreau să merg după tine. Aleluia! Ce frumos! Știți că mulți oameni când sunt în spitale spune, Dumnezeu, le vindecă, mă. Și Domnul vindecă. Și când ies, nu mai vezi în veci la biserică. Iubiții mei,
Domn mai vindecă orb și astăzi. Doi. Iisus, tot în templu, vindeca niște șchiopi. Niște șchiopi au venit la El în templu și El i-a vindecat. Și să spune, Sfântul Hristos, te-ai uitat bine? Poate că ai văzut un cărucior, două pe aici, dar ți se pare că biserica asta e șchioapă? Oh, dacă am fi șchiop pe cărucior, n-ar fi mare problemă. Dar spuneți-mi mie, picioarele care nu mai mărți pe la săracul Lazar de ani de zile, cum îți sănătoasă așa? Picioarele care nu mai calc pe calea Domnului și calcă pe lături, sănătoasă așa? O zis Biblia, ce frumoase sunt pe munți. Care picioare? Ale bronzate, nu la solar. Nu. Ale care duc vești bune. Într-o lume care pe TV-ul și Antena 3 vorbește despre avort, crime și alte prostii, picioarele tale sunt chemate să ducă vești bune. Nu de aia pe cărucior mi-e frică mie. Că dacă străiești cu Domnul, mă trec în aia. Avem și noi la biserică o soră care e pe cărucior. Are piciorul stâng de aici tăiat în jos. Tăiat de la aia. Într-o zi m-am dus la ea și am zis, sora, floare, cum sunteți? Aveam ceva bani la mine. M-a dat cineva, au zis, este, dacă ai, păi, ai cine să vedea, ai ca păstor, vă întâlniți cu mulți oameni. Și am băgat mâna în buzunare. Și așteptam să-mi zică, frate, este, sunt rău, sunt dezastru, sunt vai și amar. Și nu acuzam dacă îmi spunea lucrul ăsta. Că o femeie pe cărucior, cum poate să fie? O ridicam mâna stângă în sus și o zis, frate, este, sunt foarte bine. Slăviți să fie Domnul. Amin, da. Am rămas minat. Că și voi și noi cunoaștem persoane care au de recuperat 1000 de euro și nu pot dormi noapte. Care au bani, care au casă, care au tot ce vor și nu i-ai auzit niciodată spună slăviți să fie Domnul, sunt foarte bine. Din potrivă spune, sunt foarte rău. Am pierdut nu știu câți bani. Iubiții mei, va ridica Dumnezeu oameni din ăștia de pe cărucioră ziua judecății, care în ochii noștri erau șchiopi. Și noi ne uitam, bă, șchiopii sărmanii, încolo noi erau șchiopii și erau sănătoși. Am zis, ora floare, cum puteți să spuneți să sunteți foarte bine? Și-o zis, Hristi, de 4 ani jumătate de când m-ați botezat, împreună cu băiatul meu, în fiecare zi cântăm, citim și ne rugăm acasă. Și simțim că vine cineva în calea lui noi. Aleluia! Și atunci uităm și de medicamente. Băiatul ei, pentru că nu l-a vaccin, a fost dat afară de la serviciu. Și acum ne-am strâns cu comitetul să facem ceva pentru ei. Și dar au zis, noi nu suntem rău, zice. Că atunci când coboară Domnul, n-ai cum să fii rău. Și de ce tot spui că ești rău și că nu merge treaba? Că n-ai mai simțit de mult prezența lui pentru aia. Într-o zis, eram în mijloc de la operări, aveam nevoie de bani. N-aveam cu ce plăti anumite facturi. Și mă sună un frate, frate Cristi, ai spus tu într-o predică despre sora aia, Floare, zice. Dă-mi și mie numărul de telefon, le trimit niște bani. Zic, mă, cum să nu, i-am dat numărul băiatului, eu trimis niște bani. Și după 2 zile primesc cu telefon. Cristi, băiatul sorei Floare. Frate Cristi, frate păstor, zice către mine, am primit banii aia, știți? Zic, slăviți să fie Domn. Și te-am sunat să spun că mama o zis așa, pentru că inaugurare la biserică, toți banii care i-am primit, mă de acolo. Aleluia! Nu știam ce să mai spun, m-am blocat. Am zis, eu nu pot să fac asta. Eu nu pot ca păstor să-mi gădui lucrul ăsta. Am zis, dacă vrei să dai 10%, 10% la orice, dar banii voștri nu pot să iau, că-s banii unui om pe cărucior. Și au zis, frate Cristi, mama știa cum să spui așa. Și au zis, să nu ne oprești, că vrem să ne facem casă în cer. Aleluia! N-am scăpat de el până nu i-am dat telefonul administratorului și-o mărți cu bani la biserică. Și astfel mă uit ca și voi ce frumoasă e biserica, ne duc aminte cu soră de pe cărucior, care m-a mâncat în viață el la un restaurant, ca unul dintre noi aici. Care nu mărți în concediu, poate niciodată în viață. Atunci când am primit un plic cu bani, am zis, Doamne, auzi, tot e iubit, tot. Într-o zi eram stresat la biserică, vineau facturi una după alta. Și o zis, administratorul, nu mai avem bani cu ăsta. Am zis, Doamne, ce facem acum? Și o zis, Doamne, lucreze, stai în niște lucreze. Și-o venit o văduvă, și-o lăsat 20 de milioane.
două săptămâni. Două medalii. Și muzoada mi-a stat vreodată chestia mea în bani. Când am inaugurat biserică și m-am uitat ce frumoasă e, mi-am dat seama că locașurile Domnului s-au plăcut din cauza valului, nici a religiosului. Și din cauza unor oameni care au fost orbi și șchiopi și Dumnezeu i-a vindecat. Amin! Că orb vede nevoie. La orb trebuie să spui, bă, vezi că este o femeie care n-are ce mânca. Nu, ăla vede. Orb vede. La un șchiop, nu? La un om sănătos. La un om sănătos nu trebuie să-i spui. Vezi că trebuie să mergi acolo, acolo. Că asta spune Matei 25. Am fost în închisoare și ați venit. Ați avut picioare bune. Când ai fost ultima dată să dui un mesaj pe Evanghelie? Veneam spre voi în seara asta și ați dau tu vezi, dați sacrificiul ăsta. Toată familia noastră e strânsă că mâine are gruntă în soră mea. Și eu, singurul care bat țara asta. Aleluia. În seara asta. Știți că Domnul vede. Amin. Și vine o zi a răspătirii. Amin. Și o să vă uitați unul dintre voi la oameni care l-au alergat. Când tu stăteai pe telefon. Și o să zici, bă, ce frumos era să fie alergat și eu. Și nu o să mai poți să faci nimic. A spus o cântare, dă-i acum din pâinea ta foamea să-și destrame. Că și în cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Dă-i acum cât e bolnav, cât e alt scavreșul. Că ce cer în veci de veci, nu mai ai prileș. Când se închide dosarul, nu mai poți să faci nimic. Acum poți să mai faci ceva. Te cheamă Dumnezeu astăzi să alergi. Și dacă spui că e sănătos, să nu uiți că ai o mare responsabilitate. Evrei 12 cu 13. Croiți cărări drept cu picioarele voastre. Pentru că cel ce șchiopătează, mărturia ta, care o lași în urmă, știți ce m-a spus și ceva? Băi, eu vin la voi la biserică, mă, da? Dacă ați și trăit, ați predicat și mine. Vezi, ai grijă. Tu care spui că ești creștin, tu care spui că mergi bine, ai grijă că o grămadă de oameni se uită la urmele tale. Bă, dar ăsta minte, mă? Ăsta promite că vine și nu mai vine? Ăsta? Și ascultă-mă, dacă din cauza ta nu intre unii oameni în rai, nici tu nu intre acolo. Și o spună și pentru mine. O spună și pentru mine. Croiți că le-am drepte cu picioarele voastre, pentru că cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Știți care sunt oamenii șchiopi? Aia care obosesc ușor. Aia de care tu trebuie să tragi. Hai că mai avem o seară de închinare. Hai că mai... Poate că seara asta o să te vindece Domnul. Și o să tragi tu de alții de acum. Amin. Știți care e omul șchiop? Ăla care nu poate ține pasă cu ceilalți. Biserica se roagă, cântă, el zice, băi, mă plictisesc. Ai rămas în urmă. Domnul să te vindece în seara asta. Amin. 3. Vindecarea unei femei gârbove. Știți că Dumnezeu vindecă și de spate în seara asta. Amin, da. Unii dintre voi sunteți așa de robiți de lumea asta, că atâtea vă uitați în jos cu deja, că și-au făcut coloana spirituală așa. Cum auzi că în târgul mur există ceva la ofertă, imediat ai mers. Dar la biserică nu vin. Toată ziua ești pe OLX. Să vezi ce mai care. Să mai cumpere un teren, să mai cumpere o bicicletă, să mai iei o mașină. Dar loc în cer încă nu are. Iisus învăța pe Nărod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani. De un dud în neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. În America a fost o femeie pe care un jurist a întâlnit-o pe stradă și umbla așa. A venit juristul cu microfonul și a zis, Doamne, iertați-mă că vă deranjez. Cum ați ajuns să fac? Ce boală vă duce așa? Și-o zis, Domnule, zice, în urmă cu 30 de ani am găsit un inel de aur pe jos. Și m-am bucurat. Umblam drept atunci. L-am văzut în greșeală. L-am luat, l-am dus, am luat bani frumos pe el. De atunci caut al doilea și nu-l găsesc. Dar ce ați găsit în 30 de ani? Păi zice, am găsit piulițe, șuruburi, arce de gămălie, nasturi. Și-o zis jurnalistul, și-o meritat bani. Nu
Nu zice că acum vreau să mă uit în cer, spre cer, în sus și nu mai pot. Când mi s-a făcut spatele așa. Unul dintre voi așa aveți spatele în seara asta. Tot mă duc în curte, mai aranjez, mai faci o floare, mai renovezi la casă, mai faci ceva. Și vine clipa plecării și dincolo n-ai făcut nimic. Știi cine s-a uitat până toată viața în jos? Luca 16, bogatul. Pantofi noi, acte, chitanțe, continui, dar ca prima jos. În iad, s-a uitat de jos în sus. Știi cine s-a uitat în timpul vieții de jos în sus? Săracul ăsta. Tot în sus a uitat. Doamne, zice, mi-e foame. Aș mânca și eu ceva. Ăsta care se uită toată ziua în jos, o să fie și fără mitură în numele Dumnezeu. Știți că cine se uită de jos în sus, dincolo se uită de sus în jos, din rai spre iad. Așa că te provoc în seara asta, nu te mai uita în jos. O să-i salvezi să tu ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutor? Și de unde vine ajutor? De la Domnul. Nu de la munți. O să-i să ridic ochii spre munți pentru că acolo se întâlnește cerul cu pământul. Dar ajutorul meu nu vine de la Everest. Ajutorul meu vine de la Domnul. Nu știu de cât s-a încurt anumite poveri. Și poverile alea te-au făcut să ai spatele așa. Și când dai pace, așa dai pace, pace. Că ești cu capul jos în continuu. Avem la noi la biserică o familie de 13 ani, de când s-a mutat la casă, de cum să-și facă o casă, n-au apă. O să bată de două ori două fântâni și nu dă de apă. Și o să zice, nu mai se pasă, că aici nu este apă. Primăria nu are țeavă alicată până acolo. De 13 ani, oamenii ăștia, mai ales de 9 ani, de când s-au și mutat în casă, oamenii ăștia care apă cu butoiul din Deva. Oamenii ăștia trebuie să spele la Ligian, oamenii ăștia trebuie să-și facă baie așa cum se face. N-au apă, nu că n-au în casă, n-au fântână în curte să ia. De multe ori oameni și-au dus hainele la alții, să le spele la socru, la părinți. Unul dintre oamenii care muncește cel mai mult la biserică, la renovare care am avut-o, a fost exact fratele acesta. La finalul renovării, o zis soția lui, Doamne, noi ne-am făcut parte. Chiar dacă n-avem apă, am fost prezenți atunci când a fost nevoie de noi, ne-am implicat. Asta e pocăință. Că dacă îți faci Domnul bine și tu faci bine, ai. Dar să-ți meargă rău și să faci bine, asta e mare lucru. Mare lucru. Și o zis ora el asta, zice, eu iau zi de post. Poate că Dumnezeu se va îndura și de noi. Și la finalul zilei de post am deschis Biblia la întâmplare. Și știți unde o deschis? În Iosua. Când Axa merge la taică-sul și spune, tati, mi-ai dat un pământ săcitos. Dă-mi și eu zvoarele de sus. Și eu zvoarele de jos. Când o văzut versetul ăsta, o zis că Dumnezeu ei, Alex, să știi că nu avem apă aici. Parcă s-a îndreptat un pic de spate. De 13 ani să porți povara asta ca și mamă. Că trebuie să pui apă cu porțe la mâncare. Că trebuie să speli copii cu porțe. Și-a zis, Alex, eu cred că este apă. Dar le-a dat așa mi-a spus pe cuvânt. A chemat un geolog, a făcut niște investigații. Și-a zis, trebuie să se facă aici unde vă zic eu. Și la 35 de metri, din ce dau eu seama, ar fi trebuit să fie apă. A venit un frate pocăit, încă un frate care l-a ajutat, o săpat, o trecut de 35 de metri și nu era. Și o zis, ce faci? Că Domnul vorbi cu el. Și atunci ăla care lucra, au zis, mă, oameni buni, hai să vedem toți trei în casă, fratele Alex și noi ăștia de aici, facem o rugăciune. Și mai deschidem Biblia încă o dată. S-au rugat, au deschis Biblia și s-au deschis la întâmplare în Daniel. Unde au zis împăratul, n-am băgat noi trei în cuptor. Aleluia! De ce sunt patru? Și au zis, noi suntem trei aici. Dacă s-au deschis aici, înseamnă că și Domnul cu noi. Și unde e Domnul, este apă. Aleluia! O să zic, eu sunt apa vieții. L-au chemat el pe geolog și au zis, Domnul le-a săpat. S-a uitat și au zis, a săpat, dar n-ați băgat nimic evele. Trebuie să băgați cum vă spun eu. O băgați evele? Și acum 4 săptămâni l-am întrebat pe Alex. Alex, cum e cu apa? Au zis, Cristi, nu numai că am eu. Dau și la alte zvecini. Am văzut cu zona aia cu spatele drept la biserică. Avem un Dumnezeu care ridică poveri.
Aleluia! Așa că nu mai dispera, nu mai te gândi la diazepam, nu te mai gândi la alte lucruri. În seara asta gândește-te că trebuie să te întrebi de spate. Să te mai uiți la pământ. Atâta disperare, să cumpărăm pământ, să avem case. Și când mori, îți ajunge 2 metri. Că e important în viața asta, ascultă-mă, nu-i cât pământ ai, ci cât cer ai. Cât cer ai, aia e important. Nu cât pământ ai. Avem la noi la Deva cu 600 de hectare de pământ ai. 600. Știi ce m-am gândit? Că eu niciodată nu o să fiu ca el, dar el o să fie ca și mine într-o zi. 2 metri o să fie fiecare. 2 metri. Și în ultimul rând, și lasă-mă acolo pe final. Știți cu cine mai vindecă Domnul seara asta? Băi, cu mâna uscată. Tot în templu, Matei 12:9. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și acolo era un om cu mâna uscată. O să zici, de Cristi, și aici ai dat o bară, pentru că să știi că noi avem mâini sănătoase. O, ce bine ar fi! O, ce bine ar fi! Ce bine ar fi! Atunci a zis omului acelui, i-a întins mâna. Aleluia! El a întins. Știți câți oameni am întâlnit în scurta mea experiență, umblând pe țară, care nu-și mai dau mâna de ani de zile? Frați de corpuri, surori din aceeași casă. Nu zic eu decât să-l ierb pe ăsta, mai bine mama. Auzi, eu, frate postor, eu nu iau cine. Nu pot să-l ierb. Aia nu-i mâna uscată. Știți care sunt mâinile uscate? Mâinile care nu se mai întind să ajute pe nimeni. O, ce mână uscată e aia. Am fost într-o zi la părinții mei acasă, erau două căldări în curte. Și am zis, mamă și tate, ce ați făcut aici? Că mâine se mărită o soră de-a noastră, mai să rămâneți doi, cu încă două sori de-a mele, ce vă trebuie căldări? Și a zis, Cristi, nu te trebuie să judeci. 21 de surori din biserică o vitează la noi acasă. Și am făcut 4 mii de sarmale pentru săraci, pentru bătrâni, pentru orfani și pentru vădători. Am plecat plângând. Am zis, Doamne, ce binecuvântat sunt oamenii care mai au mâini sănătoase. Aleluia! 4.000 de sărămâni. Tu când ai făcut ultima dată o masă pentru Lazar? Aleluia! Mâna asta care e uscată, e mâna care nu mai poate mângâia, care nu mai îmbrățișează, care s-a întors împotriva ta. Mâna uscată, dragii mei, mâna care nu mai dă binețe, care nu se mai întinde. Câte mâini sunt din aștia și în seara asta, Iisus. O să închei cu mărturia unei fete de 12 ani. O fată extraordinară, o fată care a rămas orfană, cu încă 4 frați de ei, ea era cea mai mare. Și fata asta, din cauza că părinții au murit, trebuie să ducă greu casă. Să speră, să facă mâncare, să se ocupe de frații ei și într-o zi o găzut la pat bolnavă, extenuată, distrusă de obosean, o găzut la pat. O soră de biserică cu mare înțelepciune a venit la ea în vizită și a zis, de ce plângi? Și a găsit-o plângând. Și a zis, plâng, zice că din ce văd, din boala care o am, nu cred că mă ridic de aici, aș trebui să mă duc, să mă prezint înainte lui Dumnezeu. Și eu zice, eu n-am putut să fac asta cu voi, voi ați fost la cor, ați fost la biserică, ați fost la repetiție. Și eu zice, eu ce-am făcut pentru Domnul? Și sora asta înțeleaptă, a zis, s-a uitat la mâinile ei, toate erau crăpate de la muncă. Și au zis, când vei ajunge înaintea lui Iisus, arată-i mâinile tale. Și o să fie suficient. Cum arată mâinile tale? Aleluia! Când a fost ultima dată, când ai ridicat pe cineva cu mâna aceea? O zis, Pavel, cine decade în păcat și eu să nu pun pe Facebook? Nu? Și eu să nu ard. Când a căzut Eutic, din toți cei care erau în biserică, în fapte 17, singurul care a coborât, a fost Pavel. Că trebuie să zic că bine că a căzut, că oricum în timpul predicii s-a uitat pe geamă, loc să fie ațel la mine. Nu, nu, nu. A
zis Pavel, dacă am mâini care nu sunt uscate și au viață în ele, înseamnă că trebuie să ridic pe cel de lângă. Amin! Amin! Dumnezeu, în seara asta, să-ți verifici viața. Eu mi-am făcut parte, am venit până aici, am transmis nu ceea ce ați vrut voi să auziți, ceea ce aveți nevoie să auziți. Amin! Amin! Dar te va întreba Dumnezeu, te va întreba Dumnezeu, ce faci cu mesajul ăsta? Casa Domnului e valoroasă în biserică. Casa Domnului e valoroasă pentru că aici se prezintă El. Nu te mai duc la biserică la Paști, la Crăciun doar, cum fac 90% din români. Eu nu mă duc acasă la Paști, la Crăciun. Eu mă duc acasă fiecare zi. Cum să nu vreau să mă întâlnesc cu Domnul? Că aici am primit botezul cu Duhul Sfânt, în casa Lui. Aici am fost vindecat, aici am fost restaurat. Dacă am o familie cu 6 copii, fata mai mare știe 30 de salpe de rost. Copiii slujesc pe Domnul. Dacă merge cu toți spre aceeași direcție și vine ce cauză Lui, e pentru că într-o zi în casa Lui, Dumnezeu ne-a binecuvântat. În seara asta Dumnezeu te are în plan să-ți dea binecuvântarea asta. Dar trebuie să recunoști, Doamne, predica asta a fost pentru mine. Amin. Doamne, predica asta a trebuit să vin aici în seara asta ca să-mi schimb viața. Ascultați-mă, ce cu asta închei, o să fim cea mai judecată generație de către Dumnezeu din toată istoria omenirii. Avem Biblia pe internet, pe telefon, pe resurse creștine, în bibliotecă, mai în inimă nu prea avem, aici trebuie să avem, nu prea avem. Avem predici, nu-ți place de ăla că urlă, pui pe altul, dar vorbește mai încet. Avem mii de predici și ce nu avem? Pocăiți. Avem biserici pline. Dar la spitale cine merge să facă o vizită? Acum, doi ani în București, a întrebat un jurnalist pe o directoare, cum sunt copiii, cum sunteți? Era final de decembrie. Și a zis, domnul jurnalist, zice, cum să fim? Greu. De ce greu? Păi zice, greu spiritual, zice, greu sentimental, că copiii acum într-o dimineață, după ce a trecut Crăciunul, o mărți s-au lipit nasurile de gard. Erau închețate gardurile. Și am venit să-i scot de acolo, se duc înăuntru. Femeie directoare la orfelinat. Și am zis, ce căutați afară? Și au zis copiii, o zis, tată, dar aia care au venit cu portocale, nu mai vin. Păi zic, dar mai aveți portocale? Da, da, zice, mă mărțișor, nu mai avem. Și-o zis din directoarea, domnul jurnalist, cum să nu mă taie pe inimă? Că trebuie să le zic la prunce ăștia, că mă păstru n-am mai vină creștinii noștri. Că suntem creștini de Paște, de Crăciun. La Crăciun miroase a clementine în spitale. Și în rest nu mă aspir. Mă mărți cineva într-un sat. Și-o zis, doamnă, a fost după femeie care lucra la stradă, a zis, aveți pocăiți pe aici? Și-a zis, doamnă, zice, dar din care? Dă-i iată sâmbătă stradă de duminică. Și-a zis, omul de nată fiecare zi. Și-a zis, doamnă, dă-n-ai n-avem. Dă-n-ai n-avem. De sâmbătă avem, care să bată ziua cu porcul și cu să bată cap. De duminică avem, dar dă-n-ai de fiecare zi n-avem. N-ai vrea să la asta să fie un pocăit de fiecare zi. Amin! Iubesc casa Domnului, o să plec cu bucurie spre casă, că predica asta a fost pentru mine. O să plec cu bucurie că am văzut o biserică plină, că am văzut oameni însetați după nebunii mei. Dar rugămintea mea este ca duminică dimineața să fiți tot aici. Eu nu o să fiu, că eu n-am murit pentru voi, dar o să fiu cel care a murit pentru voi. Cel care vă dă aer și apă în fiecare zi, care vă dă haine și mâncare, și care spune în Isaia, ce-aș mai fi putut să fac vie mele? Și nu i-am făcut. Te-a scurat Dumnezeu din 40 de ani. O spus inimii tale să bată în fiecare zi, ficatul tău să lucreze. Și se uită Dumnezeu asta și spune, ce-aș mai fi putut să fac? I-am trimis pe ficatul din toată țara. Ce-aș fi putut să fac? Și zice că nu mai trebuie să facă el nimica, eu trebuie să fac. Eu trebuie să mă pocăiesc. El nu a zis, auzi, dacă te pocăiești, o să mă gândesc, poate o să mor pentru tine. Nu. O să zic, indiferent de ce faci, eu vin și mor pentru tine. Vin și te salvez. Dar trebuie să fie o viață nouă. Iubiții mei, aveți o biserică nouă, o biserică frumoasă. Mai faceți de ceva rău de ceva de oameni noi.
trăim noi. Și astăzi cu noi este unul care înnoiește inima. Hai să ne ridicăm picioare. Fără alte cuvinte, vreau să intrăm într-o rugăciune. Cum am gândit, de frumos, de tare, vreau să facem o rugăciune cu lacrimi înainte de Dumnezeu. Să spunem, Doamne, nu vreau ca și fiii din core să ajung undeva în lumii ca să fie Domn de biserică. Astăzi te binecuvintez, Doamne, din casa ta de biserică și îți mulțumesc că am simțit prezența ta aici. Aveți acasă fiecare dintre voi copii, neamuri, care au nevoie de Iisus. Dar oamenii ăia vor să-L vadă mai întâi pe Iisus în voi. Cere Domnului că astăzi aici, în casa Lui, să te umple de prezența Lui. Amin. Și să vezi când pleci acasă. Aleluia. O să vezi că se vor strânge copiii, se vor strânge familia. Și vor spune, zate, unde ai fost? Și tu să spui, m-am întâlnit cu Domnul. Aleluia. Am fost în casa Lui. El e calobre la Rovenus. Doamne, mai putează și cu Duhul Sfânt. Mai scrie și numai în cartea vieții. Aleluia. Poate ești prieten al Evangheliei astăzi. Acolo unde ești, spune Domnului, Doamne, te-am simțit pe tine aici. Nu mai vreau fum de țigară, nu mai vreau imoralitate, nu mai vreau minciună. Vreau de astăzi, în fiecare zi cu tine. Intrăm la rugăciune și Domnul să ne asculte. Amin.